Tere Halep a urmărit cu sufletul la gură finala de la Roma, sperând ca Simona să câștige turneul de tenis în fața ucrainiencei Elina Svitolina. Tatăl tenismenei a trecut printr-o oră de coșmar, presărată cu bucurie, tristețe, resemnare și speranță. Așa mă fac! Așa mă... Tatăl Simonei, împreună cu alți membri ai familiei, au văzut meciul în cafeneaua pe care o dețin în orașul de la Malul Mării, acolo unde finala de la Roma a provocat momente speciale. Tere Halep a trăit tensiunea la cote maxime la Constanța. Nu i-a fost deloc ușor. Mingile importante pe care Simona Halep le-a pierdut ori le-a ratat i-au dat mult de furcă. Nu s-a recuperat. Aici a fost tot... Păi s-a văzut după cum s-a mișcat. Dacă organismul nu este refăcut în totalitate, atunci nu mai ai deplasare, nu mai ai gândire, cade și psihicul în momentul când nu mai ai pregătirea fizică cum trebuie. Simona Halep a făcut un meci foarte slab în finala de la Roma și a fost învinsă fără drept de apel de Elina Svitolina în două seturi.